Dragii mei, să fim sănătoși și cu voie bună. Ne aflăm la Bran, la festivalul brânzei și al pastramei, a.k.a. Răvășitul oilor. Suntem împreună cu Unisol, eu sunt împreună cu colegile de la Unisol. Facem împreună minunată zacuscă, vreme de 2 zile. Destul de rece pacilea pe la Bran, dar nu-i nimic, că în curând aprindem focurile sub ceaune și o să ne mai încălzim. Încep astăzi cu zacusca de vinete și zacusca de ciuperci de pădure. Ambele au nevoie în principiu cam de aceeași bază, adică destul de multă ceapă albă, frumoasă, curată, spălată și tăiată, uite așa cum o vedeți, hai să zicem solzișor. Ceapă pe care o punem în ceaune cu puțin ulei și pe care o lăsăm acolo să se caramelizeze ușor, treptat, cam într-un ceas de vreme. Să se moaie bine de tot și să devină dulce și deloc supărătoare pentru stomac. Și apoi punem gogoșari, punem ardei. Și mai așteptăm un pic, după care urmează într-un ceaun vinetele pe care le-am copt pe grătar ca să capete gust de fum și gustul ăla de copt care ne place nouă. Și în celălalt ceaun, ciupercile de pădure, adică ghebe și hrib, care au fost curățate și opărite. Cam asta e, în principiu. În momentul în care legumele din ceaun au ajuns cu toatele la textura pe care mi-o doresc eu și deja aromele s-au împrietenit pe acolo de nu mai vor să se despartă niciodată în viața lor cât ori trăi, e momentul să adaug niște pastă de roșii îndoită cu apă caldă. Lac să mai bolborosească un pic și vin cu condimentele. Evident, sare, piper boabe și foi de dafin. Asta în zacusca mea cu vinete. Iar în ceea ce privește zacusca cu ciuperci de pădure, acolo o să pun niște cimbru, pun și foi de dafin, pentru că parcă nu se poate zacusca fără foi de dafin. Nu știu, nu reușesc să înțeleg zacusca altfel. Și pe lângă asta, tot pe post de condiment, în zacusca cu ciuperci de pădure, o să folosesc și câteva rondele de ardei iute, pentru că asta o să scoată în evidență destul de mult gustul ciupercilor. Dar mare atenție dacă faceți asta acasă, gustați ardeiul iute înainte să nu fie foarte iute și să nu obțineți o zacuscă foarte, foarte iute, pentru că ar fi păcat să nu mai simțiți celelalte gusturi. Ei, uite, astăzi am obținut 2 zacuști senzaționale, dacă mă întrebați pe mine, o zacuscă cu vinete. Foarte faină, foarte cremoasă, foarte aromată, cu un ușor gust de fum, care se datorează faptului că vinetele au fost coapte pe grătar înainte de a fi puse în zacuscă, și o zacuscă cu ciuperci de pădure, ușor, ușor picantă, cu o textură crocantă, exact așa cum ne place nouă. S-ar putea să vă placă și vouă, dar pentru asta, evident, va trebui să o încercați acasă sau unde vă face plăcere. Să fiți sănătoși, să ne vedem cu bine data viitoare. Al dumneavoastră bucătarul Unisol Adihădean de la Bran, de la Văvășitul Oilor. Cum i-am zis, Văvășitul Oilor.